fost lansarea oficială a Ligii Studenților Români în Străinătate. Considerăm că a fost un eveniment cu adevărat istoric, atât pentru noi, comunitatea studenților și absolvenților români în străinătate, cât și pentru întreaga țară. Ceea ce s-a întâmplat aici în seara asta pot spune că m-a surprins în mod extrem de plăcut. Sunt plecat din România de 5 ani, dar revin periodic în vacanțe. Pot să spun că am întâlnit o comunitate de afaceri, un mediu bancar, o firmă de avocatură și așa mai departe, Ministerul Educației prin doamna ministru Andronescu, Instituția Senatului prin domnul vicepreședinte Voiculescu și așa mai departe, extrem de entuziaști și ne-au promis sprijinul lor. Pentru noi asta este important, înseamnă că demersul nostru are șanse de succes, înseamnă că România are nevoie de acest rezervor de talent pe care îl reprezintă studenții și absolvenții români în străinătate. Putem să-l redirecționăm înapoi în țară, putem să ajutăm progresul României, atât în plan economic cât și politic, prin acești membri. Înseamnă de fapt această ligă? Înseamnă forul de organizare reprezentativ al studenții și al absolvenților români. Le reprezentăm drepturile și interesele, îi încurajăm să ne contacteze dacă au probleme legale, dacă sunt cazuri de discriminare la universitățile la care activează, dacă au probleme cu viza, le oferim consultanță legală gratuită. În același timp dorim să facem legătura între diferiți studenți din întreaga lume, pentru că în prezent e foarte greu dacă ești student la universitate în Anglia și vrei să-ți continui programul la universitate în America, să cauți un student român de acolo, să-l găsești, să-l întrebi cum e acolo, cum e programul, cum sunt profesorii. Și atunci, prin intermediul site-ului nostru, prin forum, prin întâlnirea anuale pe care și congresul anual SRS, care va avea loc în fiecare an, începând cu 2009, vom pune în contact toate aceste forțe ale studenții și ale absolvenților români în străinătate. Ce mi-ai spus, practic, au fost obiective, da? O serie mare de obiective, dar unul principal, fel de main target, aveți? Da, principala țintă este de a-i atrage înapoi pe studenții români din străinătate să vină înapoi în țară și mai ales pot să spun din experiența mea personală că foarte mulți studenți români din străinătate cu care am discutat doresc să revină în România. Poate e surprinzător, studiază la facultăți foarte bune, au oferte de muncă acolo și totuși vor să revină în România pe termen mediu și lung. Problema majoră este că nu sunt informați de oportunitățile pe care le au în România. Și sunt firme multinaționale, acum sunt firme mari de avocatură, bănci internaționale, care îi pot plăti cel puțin la fel de bine. Ei trebuie să fie informați de aceste oportunități. De partea cealaltă, angajatorii din România se plâng că n-au acces la aceste resurse de talent din afară, studenți români plecați la studii. Și atunci ne dorim să suplinim acest deficit de informație de ambele părți. Să punem în legătură angajatorii din România cu studenții și absolvenții români din străinătate pentru a duce pe aceștia în urmă înapoi în țară. Tu și colegii tăi, membrii ligii, ce intenționați, de fapt, sprijinind, mergând pe această idee de a vă întoarce oamenii în țară, da? Au studiat în afară și să vă întoarce. Voi veți fi un exemplu pentru ei? Absolut. Eu personal doresc să mă întorc, termin programul de masterat de la Harvard în 2011. Mulțumesc mult! Doresc să revin în România. Cred că țara noastră are nevoie mai mult acum, mai mult ca niciodată, de o viziune, de o direcție în care să meargă și eu personal și încurajez pe toți studenții, pe toți absolvenții români să revină înapoi în țară, să-și aducă contribuția la dezvoltarea României, nu neapărat din politică, din guvern, din administrația publică, dar pot să o facă și din companii, din mediul privat, ajutând tinerii români, ajutând cu programe sociale. Deci este mare nevoie de întoarcerea românilor acasă. Un mesaj pentru tinerii competenți ai zilelor noastre, cei care vor fi viitorul de mâine, ai? Să se gândească foarte bine înainte să facă o alegere pentru universitate. Dacă există opțiuni mai bune, îi încurajez să rămână în România. LSRS nu încurajează pe toți românii să plece afară și să se gândească bine dacă pe programul, pe specializarea pe care vor ei să meargă, există un program mai bun în străinătate și dacă merită să-l facă. Apoi, vreau să le spun că LSRS depune eforturi și va depune în continuare să găsim resurse financiare necesare sprijinirii lor în demersurile lor, de la taxele de admitere, care sunt destul de însemnate pentru familiile mai puțin, știu eu, privilegiate din România, la burse integrale într-un viitor oarecare, după ce ne vom constitui o bază de finanțare solidă.